Dar vă rog să-mi spuneți de ce mă legitimați. Să știm până la... Noi suntem aici pentru siguranța dumneavoastră. Să știm și noi cine este organizatorul. Până la ce oră vă desfură? Da, am trimis și e-mail la jandarmerie și la primărie. Noi suntem pentru siguranța dumneavoastră, v-am legitimat. Știm și noi cu cine stați de cu cine stăm de vorbă. Am și înțeles. Vă lăsăm să vă desfășurați. Okay, da. Vreo două ore stăm aici, o să fim poate de două ori mai mult ca atât. Câți estimați că ar fi prezenți? 10, 20, o duzină. Bine. 10-13, da? Dacă se mai alăture cineva... Nu o să fim contra. E loc pentru toată lumea. Puteți să veniți și dumneavoastră, dar vă rog, nu cu arme și nu cu uniforme de stat. De asta am apărat și am susținut poliția română vitează. Vitează când nu ne amendează și nu ne bate. Eu am luat aia dacă plouă, că s-a anunțat niște ploi și doi ani zic că... Nu am mediu, da? Cât timp stați aici? 2 ore. Toate de ziua, doar 2 ore. 2 ore, da. Ai azi ziua mediu, da? Da. Mai vin ceva? Mai vin oameni? Mă, până în 20, maxim. Deci nu blocăm nimic. Nu, nu-i problemă, puteți sta și... Nu, nu puteți sta. Pe soarele astea nici 2 ore nu o să rezistăm. Mergem la Ministerul Mediului să protestăm cu bicicletele. Și la primărie, București. Să încerce să consume mai rațional, în același timp, dumneavoastră nu luați niciun fel de politici integrate prin care să motivați pe oameni să asume un asemenea comportament. Pentru că în continuare dumneavoastră subvenționați capitalul fosil, mascat sau nu. În continuare, deși în reuniuni internaționale spuneți că România își va îndeplini angajamentele de mediu, în continuare avem atâtea proceduri de infringement pe mediu care nu sunt soluționate. În continuare riscăm fiecare din noi să plătim sute sau poate mii de euro pentru că România nu este în stare să fie o țară responsabilă față de mediu. Acest lucru, ignoranța voastră climatică, ignoranța voastră socială, vi se vor întoarce într-o zi ca un bumerang și atunci, disperați, veți căuta o nouă încredere de la popor, de la oameni. Această încredere nu va mai veni pentru că oamenii se vor trezi mai repede decât voi și vor face presiuni pentru ca și guvernul României să fie un guvern verde, pentru ca și Palatul Victoria să devină o instituție verde. Zilele trecute, Finlanda, o țară care ar trebui să fie un model și pentru România, nu doar din punctul de vedere al modului cum cheltuiesc resurse pentru educație, dar și a modului cum cheltuiesc resurse pentru trecerea la energie regenerabilă. Finlanda a adoptat o lege clară prin care își asumă 2040 ca țintă pentru atingerea neutralității climatice. Olanda a decis ca până în 2026 să nu mai existe centrale pe gaz. Au luat o decizie radicală, dar vor face acest lucru. Toți cetățenii olandezi, în special cei vulnerabili, vor primi subvenții de până la 80% pentru pompele de căldură. Noi ce facem în acest sens? Ați dat o lege privind exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Ar fi foarte bine dacă am ști în ce măsură profitul obținut din această exploatare se va regăsi și în scăderea facturilor populației, a familiilor din România. Din păcate, toate informațiile noastre, și vă somăm, domnule prim-ministru Ciucă, să spuneți dacă facturile românilor vor scădea în urma legii privind exploatarea gazelor din Marea Neagră. Trebuie să spuneți cu voce tare acest lucru. Nu-i mai amețiți de cap, nu-i mai manipulați pe români, nu vă mai bateți joc de ei și de familiile lor. În același timp vă cerem să deblocați legea privind investițiile în parcurile eoliene din Marea Neagră. Toate datele științifice arată că exploatarea rațională a acestor parcuri eoliene ar asigura
energia electrică pentru toți românii. Tot ceea ce consumăm astăzi prin centrale și termocentrale clasice ar putea, ca și energie, ar putea fi acoperit de exploatarea parcurilor eoliene din Marea Neagră. De ce nu aveți voința politică? De ce nu îi ascultați pe români să faceți ceea ce spun ei? Agenda voastră a politicienilor este tot mai decuplată de la agenda românilor. Românii vor ceva, voi faceți altceva. Românii vor ceva, voi faceți altceva. De ce? Cine sunt cei care vă cer, vă presează, vă condiționează să fiți în continuare politicienii fosili? Cine sunt aceia care pun presiune pe ministere să nu ia suficiente măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice în România? Noi, verzii din România, vom cere respicat, fără hoți de viitor în funcții politice. Fără hoți de viitor în funcții politice. Hoții de viitor sunt cei care ignoră schimbările climatice. Hoții de viitor sunt cei care subfinanțează instituțiile publice de control și inspecție în domeniul protecției mediului. Hoții de viitor sunt cei care încearcă în continuare să-i țină pe copii și pe tineri în ignoranță și nu schimbă curicula școlară prin adoptarea unei materii legate de biodiversitate și schimbări climatice. Hoții de viitor sunt cei care zi de zi preferă pe diferite canale să spună că schimbările climatice sunt o conspirație. Schimbările climatice nu sunt o conspirație. Schimbările climatice sunt zi de zi în viața noastră și ne vor afecta din ce în ce mai mult viața. De aceea, astăzi, 5 iunie 2022, în Piața Victoriei din București, România, facem un apel de conștiință, facem un apel de suflet către toți bucureștenii și către toți românii să vină alături de cei care vor succesul tranziției verzi în România. Nu mai e timp de pierdut, peste 5 ani va fi prea târziu. Veniți alături de noi să construim o Românie verde, o Românie fără hoții de viitor, o Românie care să respecte dreptul la viață al noilor generații. Veniți alături de noi și veți trăi într-o Românie respirabilă, într-o Românie trăibilă. Ups! Blank. Am făcut-o.